Vulcanul Merapi din Indonezia continuă să erupă. Președintele Franței a lansat numărătoarea inversă până la Jocurile Olimpice din 2024 și elevii din România vor avea parte de o săptămână verde care se dorește a fi mai populară decât săptămâna altfel. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Andrei Borbulescu și e vremea ta să afli cele mai importante știri despre lume, vreme și sănătate. Până în 19 martie sărbătorim Săptămâna Internațională a Creierului. Timp de secole, oamenii de știință au încercat să înțeleagă creierul uman, poate cel mai enigmatic organ al nostru. De ce unii oameni devin depresivi în timp ce alții dezvoltă schizofrenie? Răspunsul este căutat și într-un laborator din Danemarca, unde este ascunsă cea mai mare colecție de creiere umane din lume. În subsolul din Odense sunt peste 10.000 de creiere care au fost colectate în 37 de ani. Managerul colecției spune că povestea a început în anul 1945 după o autopsie. În loc să arunce creierul, medicii l-au pus într-un container gândindu-se că în 50, 100 sau 200 de ani va putea genera mai multe răspunsuri decât atunci. Și până în anul 1982, medicii au continuat să depoziteze creiere și să caute variante de tratament pentru persoanele bolnave mental. Și doctorii au avut dreptate, deși au trecut mai puțin de 4 decenii, știm infinit mai mult despre creier, iar imaginile obținute prin rezonanța magnetică aduc permanent informații. Iată cum arată creierul după tratamentul cu un medicament antipsihotic. Statisticile arată că românii sunt mari consumatori de zahăr. Media națională este de 30 de kilograme pe an, de două ori mai mare decât cea din Uniunea Europeană. Specialiștii spun că aproape orice aliment procesat conține adaos de zahăr, de la pâine și mezeluri până la sucuri. Care sunt riscurile consumului de zahăr, ne spune nutriționista Elena Coșbuc. S-a făcut un studiu pe șoareci și a arătat că zahărul este chiar mai adictiv decât un drog. Suntem tentați să consumăm zahăr care devine practic un obicei nesănătos și vedem pe spatele ambalajului acea declarație nutrițională unde vedem carbohidrați din care zahăr. Și acolo, în funcție de numărul de gramajul respectiv, ne dăm seama cât zahăr conține. Spre exemplu, 24 de grame de zahăr, să spunem, în cerealele pentru dimineață, ceea ce e foarte mult, înseamnă undeva la 5-6 lingurițe de zahăr pe 100 de grame. Putem vedea la fel și pe porție, ceea ce este foarte mult, mai ales în cazul copiilor, trebuie să avem grijă să alegem acele alimente fără zahăr adăugat. Sucurile, chiar și cele din portocale, să spunem, conțin o cantitate foarte mare de zahăr și foarte concentrată. Un pahar de 250 de mililitri de suc poate conține până la 8 lingurițe de zahăr, chiar și mai mult în anumite cazuri, ceea ce este practic mai mult decât porția zilnică de zahăr pe care Organizația Mondială a Sănătății spune că putem să o consumăm zilnic fără efecte negative. Putem consuma 10% din necesarul caloric al unui adult. Să spunem că dacă avem necesarul caloric de 2000 de calorii pe zi, atunci maxim 10%, 200 de calorii trebuie să provină din zahăr, iar la copii mai puțin de atât, pentru că consumul de zahăr a fost asociat cu ADHD și cu alte deficiențe la copii. Și atunci trebuie să limităm cantitatea de zahăr. Organizația Mondială a Sănătății chiar a propus până în 2030 să se înjumătățească cantitatea de zahăr pe care o consumăm în momentul actual. Chiar dacă este brun sau dacă e de trest, este tot zahăr. Practic, indicele glicemic ne arată care este impactul asupra glicemiei și atunci cel mai bine, și este valabil și pentru diabetici, este să aleagă un înlocuitor natural al zahărului și nu mierea, cum ați fi tentat să credem, ci xilitolul sau green sugar, stevia, dar nu îndulcitorii artificiali precum acesul famuca sau aspartamul, care la fel sunt asociați cu multe boli. Să alegem acea alternativă naturală și cu un indice glicemic scăzut. Și acum este momentul să vedem cum va fi vremea la noi în țară. Este în vigoare un cod galben de intensificare ale vântului până mâine seară, mai ales în zona de câmpie din Crișana și Banat, unde vor fi intensificări ale vântului cu viteze de peste 55-60 de km pe oră.
La noapte, nebulozitatea va fi accentuată în toate regiunile. La munte vor predomina ninsorile moderate cantitativ, în Carpații Occidentali, în zonele joase de relief din regiunile intracarpatice, precum și în nord-vestul Moldovei, vor fi precipitații mixte, iar în rest va ploua pe arii mai extinse în Oltenia. Vor fi în jur de 6 grade în Constanța, 2 grade în Iași, 1-2 grade în Brașov, la fel în Sibiu, în vestul țării, în Timișoara, 1 grad. Mâine vremea se va răci local accentuată, astfel încât în mare parte din țară, valorile termice se vor situa ușor sub mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și va ploua în sud, în sud-est, pe arii restrânse în centru și nord-est. Vor fi precipitații mixte, iar la munte vor predomina ninsorile. Vor fi 9 grade în Constanța, în jur de 6 în Iași, 5 grade în Brașov, 3 în Sibiu, 7 în Târgu Mureș, în jur de 9, poate chiar 10 grade în vestul țării, în Arad și Timișoara. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult noros și spre finalul intervalului va ploua slab. Temperatura minimă se va situa în jurul valorii de 5 grade. Mâine vremea se va răci, astfel încât valorile termice se vor situa în jurul celor normale perioadei. Cerul va avea înnorări temporare, va ploua, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 8-9 grade, dar iată că poi mâine în capitală se vor atinge în jur de 13 grade și apare și soarele. La munte, vremea se va răci local accentuat. Ziua, cerul va fi mai mult noros și vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Noaptea, cerul se va degaja treptat în masivele din vest și nord, dar în rest vor mai fi înnorări și ninsori slabe. Vântul va prezenta intensificări temporare, mai ales la altitudini mari, cu rafale de peste 60-70 de km pe oră. Vor fi 0 grade în Sinaia, 1 grad în Predeal și Poiana Brașov, minus 2 grade în Păltiniș, minus 7 în Ceahlău. Viscol și vreme rea în nord-estul Americii. Ziariștii au catalogat evenimentul ca fiind furtuna sfârșitului iernii. Peste 70.000 de gospodării au rămas ieri fără curent electric. În multe orașe a fost activată starea de urgență și școlile au fost închise. Zăpada a depășit în New York 30 de centimetri și autoritățile au mobilizat personal suplimentar, inclusiv Garda Națională. S-au emis atenționări de vânt și inundații de coastă cu precădere în California. Ciclonul Freddy a doborât recordurile pentru cea mai lungă furtună de acest gen. Specialiștii spun că s-a reintensificat până acum de 7 ori și are cea mai mare energie acumulată vreodată pentru o furtună, echivalentul unui întreg sezon de uragane. Organizația Meteorologică Mondială anunță revenirea sa ca fiind incredibilă și periculoasă și avertizează că cele mai abundente ploi vor continua în următoarele 48 de ore. Educația de mediu capătă din ce în ce mai multă importanță pe agenda publică de educație. British Council oferă gratuit profesorilor din România o serie de materiale în română și engleză ce pot fi incluse în programul Săptămâna Verde. În cadrul conferinței educației de mediu de la București, organizată de către British Council, în parteneriat cu Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România, au fost prezentate o serie de resurse educaționale, hărți, materiale interactive, videoclipuri, jocuri, planuri de lecție și prezentări PowerPoint. Ele au fost testate cu succes în 2022 pe un eșantion de peste 10.000 de elevi și 550 de cadre didactice din întreaga țară. Materialele didactice sunt menite să faciliteze înțelegerea elevilor cu privire la problemele de mediu, dar propun și activități prin care aceștia să-și dezvolte abilități de colaborare, comunicare și gândire critică. Vedem acum câteva temperaturi și fenomene din principalele orașe din Europa. Iată că în Madrid vor fi în jur de 25 de grade, o vreme caldă, plăcută, cu mult soare. În schimb, în Lisabona vor fi ploi și nu mai mult de 18 grade, 14 grade în Londra, 10 grade în Amsterdam, unde vor fi și în această zonă precipitații, iar în Paris vreme frumoasă și 16 grade în termometre. În Roma vor fi 15 grade, cer acoperit de nori cu ploi, la fel și în Atena, unde vor fi tot 15 grade, 14 grade în Istanbul, chiar și în Sofia vor fi precipitații mixte și în jur de 4-5 grade în termometre. Mergem mai departe, în Oslo vor fi maxime de 2-3 grade cu ninsori slabe, în Berlin 11 grade și cer mai mult senin, vreme frumoasă în Kiev cu 8 grade și în Moscova se arată soarele și vor fi în jur de 4 grade în termometre. Preludiu la o supernovă. NASA a publicat imaginea captată de telescopul spațial James Webb în iunie 2022 a uneia dintre cele mai luminoase stele detectabile cunoscute, situată la 15.000 de ani lumină, depărtare de constelația Săgetător. Cu această imagine, doamnelor și domnilor, încheiem ediția noastră de astăzi. Vă așteptăm și mâine de la ora 7:10 și nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook. Rămâneți pe TVR2 și vă doresc o seară frumoasă, indiferent de vreme.